Y Domnul. Amin. Înainte de cântare, vreau să depun și mărturia noastră. Cum știți toți, Veronica a ajuns cu 3 zile înainte de nuntă. Noi nu, eu cum aveam credință și nu vreau să accept că Domnul nu ne va ajuta, pe când multe voci din jurul nostru ne-au spus de ce nu amânați, de ce nu vă pregătiți, de ce nu, de ce nu. Dar nu era din cauza banilor, nu din cauza altceva, dar mare lucru care am primit de la Domnul e că am primit asigurarea că mă va ajuta. Mama a fost luată la o seamă de rugăciune și cuvântul care au primit, din cauza că s-a dus la rugăciune și nu a spus nimic la proroci sau la cine era în jurul ei, ce era situația noastră. Și mama a fost îngânduit, dacă cumva nu putem spune un cuvânt în seara asta, spune despre Veronica și despre Dare. Cuvântul a fost, nu mai aduc aminte exact cum au fost cuvintele, dar o să parafrazez. Nu vă temeți că voi duce tot lucrarea mea la bun sfârșit. Până la urmă, și chiar și emoțiile mele au fost încercate. Cu 2 săptămâni înainte de nuntă, eu am plecat în țară că nu mai se vedea nicio scăpare. Cu toate că, chiar și înainte de plecare, am zis că nu am în nuntă. Am fost în țară și am vorbit la ambasadă. Când m-am dus la ambasadă, mi-au zis noi ne ocupăm de cetățeni, nu de cetățenii români, de cetățenii canadieni numai. Eu am zis, da, sunt cetățean canadian din naștere, dar soția mea e aici. Pe noi nu ne interesează. Voi, numai de dumneata ne putem ocupa. Și m-au trimis afară din ambasadă, chiar dacă eram canadian. Și singurul lucru mi-au spus să trimiteți e-mail-uri. Noi n-am primit niciun e-mail, nimic, până în ziua aceea care era în ziua de marți, care era pe 19 septembrie. Noi am ajuns la 8:30 în București, din Bistrița, toată noaptea am condus împreună. Și la 8:30 am ajuns la București, la ambasadă, la 9 s-a deschis, am fost primii care am fost acolo. Și așa cum am spus, așa mi-au spus, m-au trimis afară. După care am dus în mașină, am făcut o rugăciune, și am trimis 7 e-mail, dacă mi-aduc aminte bine. Domnul a făcut să ajung la persoana potrivită, nu știu cum, nu știu când. Dar a ajuns în ziua aceea la persoana potrivită. Dar noi nu știam, n-am primit răspunsul acela până la 3:15 după masă. Noi ne-am dus înapoi la Brașov, unde devine familia noastră, familia mea. Ne-am pus la culcare, că nu, eu am condus toată noaptea și nu eram prea obosit. Am dormit 4 ore, era deja 12 și de la 12 până la vreo 2:30, eu tot numai pe celular mă uitam și făceam refresh la e-mail să văd dacă am primit. 2:30 n-am primit nimic. După aia ne-am trezit amândoi la 2:30, ne-am pus la mâncare. Eu la 3 am sunat înapoi în Canada, am sunat la agenția cu care am luat biletele, că pentru mine nu mi-am luat asigurare ca să pot să anulez zborurile în caz de se întâmple ceva. Am luat doar pentru tata socru și pentru Veronica. Deci am pentru ei, pentru mine și pentru tata socru, nu le anula, că tata socru avea deja viza de turist, putea să vină. Deci am eu cu tata, venim și pentru Veronica amână până pe sâmbătă. Eu tot nu vreau să amân nunta, eu vreau pe 23, dacă Veronica ajungea pe 24, era multă. Și pe când sunam eu, pe când eram la telefon cu doamna Viorica, care era și româncă, au sunat-o direct pe telefon pe Vero, ambasadă. Și a zis, doamna Drăbici, văd că este o situație critică și este urgență. Pașaportul dumneavoastră este gata, puteți veni cu el. Noi știam de la amiază, când ne-am sunat la firma care
Te preia așa parte de la ambasadă, că personal nu putea să mergem la ambasadă, că nu ți-l dă. Doar prin curier. Noi știam că doar, eu comerț doar până la 3. Și la 3 ne-au sunat, la 3 și aproximativ și 5 și 10. Dar și un sfert a fost prima oară când am sunat înapoi la TNT, că așa se chema firma de curier. Și am întrebat, mai luat comenzi? Și am zis, da, nicio problemă, până la 3 jumate. Nu, dar nu aveam număr de comandă. Noi nu aveam factura cu noi, eram în Bistrița, până când am luat legătura cu cumnatul meu, să fratele meu mică lui Vera, o durat până la 3 jumate. Până și s-au schimbat și persoanele la telefon, că nu avea răbdare să aștepte după noi. M-am sunat, cred că de vreo 10 ori, nu răspundea nimeni. La 3 jumate au luat comanda, au zis, mâine dimineața va fi la voi. Dar din cauza că era comandă, ultima comandă pe zi, nu era update pe internet, nu știam nimic de el. Și chiar și Verul, la a doua zi, la 9 dimineața, când am sunat, nu știau de puletul nostru, nu știa nimic. Doar la 12, când au deschis poșta de la Bistrița și au zis că au primit ceva de la București, nu sunt sigur ce au primit. Și o să se sună peste o jumătate de oră și o să ne spună. O sunat peste ea peste o jumătate de oră și au primit pașaportul. Noi l-am avut în mâine nasă la 1 după masă. Asta era pe 20, după vreo 3-4 ore pe 20 am plecat iară către București, că pe 21 aveam zborul către Canada. Domnul să fie lăudat în toate, căci El ne-a ajutat. Amin. Dar toate astea nu ar fost posibil fără post și rugăciune. Eu am postit din martie până pe 24, o dată pe săptămână și în ultimele 3 luni am postit chiar și de două ori pe săptămână. Familia mea întreagă, verișorii mei, au postit cam poate chiar și de două ori pe lună cu mine. Tinerilor și așa cei mai bătrâni care aveți mai multe experiențe ca mine, nu uitați, postul și rugăciunea, face nimic. Amin. Amin. Domnul să te binecuvânteze. Deci aș vrea să cânt și o cântare spre sala Domnului. Poate la anul mă va ajuta și soția. Încă un an s-a scurs acum, încă un an din viața ta, și firele care s-au scris, nimic nu mai pot schimba. Nimic